Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 15 Mod Showcase pe Barbă Neagră. Bărbășilor, de data asta avem Massey Ferguson 8737, adică 8737 este un tractor de înaltă putere. Hai să vedem detaliile mai exact, 300 și ceva de cai putere are. Avem, nu știu de ce scrie la 0 euro aici, habar n-am. Massey Ferguson 8737, avem 380 de cai putere, 279 kW și 95 de euro pe zi întreținere. E super tare făcut modul ăsta. Am o singură nemulțumire la el, doar una singură, și anume texturile la bările astea care sunt foarte mișto modelate. Deci îmi plac mult cum sunt modelate, doar că texturile sunt cam simple, adică e doar culoare practic. Cel puțin aici în spate modelările sunt absolut excepționale. Uite, duze de hidraulice, deci o grămadă de chestii făcute pe aici. Bineînțeles, roți 3D și chiar modelate foarte, foarte mișto și exact. Tractorul e mare, e de la mare și arată absolut bestial. Îmi place foarte mult cum arată, e nemaipomenit. Dacă intrăm în el, o să vedeți câteva lucruri, și anume, uitați-vă la șofer când pornește, ia uite, când începe să meargă, deja face suspensia la scaun, un detaliu care mi-a plăcut enorm, plus de altă avem manetuță care se mișcă, oameni buni, avem manetuță în față și în spate, o altă chestie, are o accelerație foarte bună, adică când apăs în față, băi omule, chiar merge în față, bineînțeles că e un tractor relativ modern, chiar modern, și n-ar trebui să facă altfel. Dar hei, sunt altele care nu fac, n-au accelerația atât de bună. Avem, bineînțeles, ține mâna dreaptă pe, nu, ala nu-i schimbător, ăla e maneta de control. Și încă una pe volan, care nu exact, mâna nu prinde volanul atât de bine, ci oarecum pe lângă, dar n-are nimica. Viteza maximă pe care o prinde este de 50 de km la oră. Da? Deci merge cu destul. Și are o putere magnifică. Avem, bineînțeles, și cadranele aici, unul analog, cel vedeți în spatele la volan, da? Care arată viteza, plus în dreapta aici jos. În dreapta aici jos arată viteza și după care accelerația sus acolo. Ok, astea sunt diferențe. Cred că arată și fiolul, adică câtă motorină avem, dar nu știu sigur. Mă rog, el e foarte puternic. Dacă apăsăm pe tasta Space, avem și IC, putem deschide, bineînțeles, ușile. Stânga și la dreapta nu cred că ajung, iar asta e un panou de control super tare, care dacă îl acționez pot să, uite, de exemplu, uite. De exemplu, l-am descoperit, ăsta jos, da? Uitați-vă la la faruri, da? Nu e niciunul aprins, corect? Corect. Și dacă apăsăm pe ăsta, bonk, ne ducem afară, sunt farurile aprinse. Ha? Tare sau ce? Bineînțeles, farurile se aprind și dacă, opa, stai așa, ia-l nimerez de aici. Nu, am nimerit altceva de aici, nu înțeleg de ce, dar în fine. Ok, stai să le stingem. Bong! Gata? Da? Da, gata, le-am stins. Și volanul, bineînțeles, se poate modifica. Dacă îl vrei ca la tractor UTB așa, ok, treaba ta. Eu îl prefer cel puțin așa, la fel și ușile. Văd că asta din dreapta, nu știu, din orice motiv. Ia stai, merge așa? Stai un pic, să vedem dacă putem să o deschidem pe partea asta. Nu! N-avem decât o ușă și o putem deschide și dacă observi eu bine, pe stânga avem și maneta cu care să deschidem ușa, deci asta din dreapta e statică din câte văd. Interesant! Avem o grămadă de lumini, bineînțeles, se aprind toate, da? Și sus și în spate, o grămadă. Și semnalizări care... Uite, astea sunt avariile, da? Care arată bine pe față, dar pe spate, oameni buni, sunt niște chichirițe, uite-te și tu. Uite-te și tu la astea, mici. Ce sunt astea? Ce sunt astea, mă omule? Ce sunt astea? Bineînțeles, stânga, dreapta, cum le știți, ca de obicei. Și dacă apăsăm pe tasta Home, avem și girofoarele care fac alternativ, ceea ce e un plus. Avem țeava de eșapament dispusă sus și particule îndeajuns, încât să nu ne nebunească, da? Se vede că are chip, adică nu iese niciun fum negru, chestii, trebuie alea. E un tractor totuși foarte, foarte mare, așa că dacă aveți o hartă de dimensiuni reduse, poate n-ar fi cel mai indicat, dar e super mișto, se conduce bine, aș vrea să jucăm și noi cu un serie și cred că o să-l introducem până la urmă, că e tare mișto, mai ales panoul ăsta de control, ador tractoarele cu panouri de astea de control, mai ales cele funcționabile. Să mai zic de manetă, care sunt fan magnetă. Sunt fan magnetă.
Pedalele nu le văd și asta din cauza că avem manetuță, la ce ne trebuie pedale, pentru că e un tractor modern, avem și PDA-ul acolo, unde toate informațiile, văd că display-ul la micuț de acolo nu funcționează, dar hei, îl avem acolo. Și cam atâta, nu cred că am omis nimic la el, astea sunt lucrurile care mi-au plăcut, v-am zis, singurul lucru care îmi displace un picuț sunt texturile care nu există practic pe modelele astea din spate de aici, pe la Tiranți, da? Astea sunt practic inexistente, mi-ar fi plăcut ceva, nu știu, mai cu murdărie, mai poate puțin cu ulei, dar nu ce mult, că logic, e tractor de... e modern, știi? În rest, e extrem, extrem de bine făcut, din cauza asta vi-l și recomand, e foarte mișto și din câte am observat, nu e chiar high poly, așa că are un număr de poligoane relativ redus pentru modelul ăsta și la câte are pe aici, adică e optimizat creat, la asta mă refer, da? Fiind optimizat creat, e mișto, pentru că na, vă reduce lagul și frame rate-ul, mai ales când aveți foarte multe pe server. Jucam înainte cu altul, era un tractor cu șine pe față și pe spate și ăla era extrem, extrem de poligonat, avea foarte multe poligoane în el și astfel crea lag atunci când aveai mai multe pe server și, eu știu, îți zi. Jucai mai mult pe server și ți îngreuna sistemul acolo și lucrul ăsta, logic, nu era bine. L-am pus și unui test să vedem dacă se cară pe el însuși și da, se cară. Avem aici încă un Massey Ferguson și are o bară de tractare. Trebuie doar să o conectăm. Să știți că nu toate tractoarele sunt în stare să se care pe ele însuși, dar asta chiar n-are niciun fel de stres, adică zici că el e la casă. Și da, se cară pe el însuși, chiar dacă e extrem, extrem de greu. Merge, nu avem greutate pe față și din cauza asta avem o direcție ciudată. Dacă vreți să vă distrați, puteți să o faceți. Bara asta, apropo, cine o vrea, o aveți în descriere, în lista cu modurile cu care noi jucăm, la fel și modul ăsta Massey Ferguson 8737, îl aveți în descriere. Descărcați de acolo și puteți să jucați foarte bine cu el. Eu n-am observat niciun fel de eroare la el. Și am uitat să specific, are o grinzi care funcționează. O grinzile astea chiar merg. Nu vedeți mare lucru în ele, că mai bine vedeți lateralele tractorului, da? Ei, dacă vreți, sunt acolo. Asta fiind spuse, bărbocilor, nu uitați până data viitoare să vă abonați dacă v-a plăcut și un like, este imens apreciat și ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!